Mă duc să iau eu porumbul la urechi. Păi acum plec eu cu Ion. Acum plec eu cu Ion. Da, păi ce să fac cu aia, cu dita mai sacul, mă duc? Știi cum e? Mă duc și eu, am învățat. Când te duci la furat, nu bagi toată mâna, ții degetul ăsta așa deschis ca să nu intre toată mâna în buzunar. Păi iau cât să mâncăm acum seara asta niște porumb. Iau eu acum cu Ion. V-ați dat seama? Mergem la furat de porumb. Nu chiar furăm, luăm de aici, din o gradă, din spatele casei. Haide, Ioane! Te-ai împrietenit cu Dingo? Aolo, bine că nu mai aveți cocoși de aia de mușcă. Haide, tati, să mergem să facem rost de porumb. Ion, ce faci, mă, curajosul meu? Ioane, auzi, bă, că trebuie să luăm și caprele, tată. Ne-a dat mamaie. Ai uitat că ai zis că azi avem grijă de capre, a? Eu am zis, eu să am grijă de ele, a? Haide, ia uite, păi, dar nu pleacă de lângă... Nu pleacă de lângă mamaie. Ce vrei, tată, de acolo? Vrei un fluc? Ce, păi, nu mai e. Au o creangă să-i dai de mâncare la capre, a? Lasă-le, tati, că... Ce vrei? Păi și dacă o iau capra aia după mine cu sfoara, să ține după mine? A, nu, lasă-mă, că lasă-le, că ne învățăm acolo. Nu, Ioane, dă-i, să nu, vrea să ne... Păi dă-i, mă, să mănânce la capră. Uite, asta împunge. Unde-ați mă? Nu, drept în față, încolo. Lasă, știu eu unde am, am eu locul meu. Am eu un loc al meu de unde e porumbul meu și al lui Ion. Hai, tati, că vine capra după tine, a? Asta e ce vrea. Asta e ce vrei, a? Să vină... Hai, haide! Hai, căpriță, ia zi! Hai, Joiană! Hai, Mioară! Hai... Hai, Blânduța, auzi, asta e Blânduța. Asta e Blânduța care vine după noi, e căprița Blânduța. Și 1, 2, 3 și ne transportăm în porumb. Poc! Ne-am teleportat. Așa, în mijlocul anului de porumb, uite, unde întoarce tractorul și nu cad semințele, e mai rar, știi? Și aici se face unde e rar, că în rest în lan e nefăcut. E micuț. Uite, păi ia uite-l ce, ia uite cum e porumbul. Învață nepotul Ion, de la bunicul Ion, cum să face porumbul, cum să ia porumbul. Păi pune-l în trăiește, tati. E bună la? Da. Stai că te ajută tataie. Păi dar nu, nu, o rupem. O rupem de aici, mă. Nu de aici. Ajunge, lasă-o numai. Uite, de aici. Rupe de sus, tati. Păi nu poți. Da, așteaptă, așteaptă, lasă-mă. Așa e, pe scump. Păi așa nu se rupe. Vrea el, mă, dacă vrea el, vrea el. Dacă nu poți, ne cere ajutorul, Ioane, da? Ai văzut cum s-a rupt? Fără coadă. Hai, fără coadă. Ce ți-ai luat acolo, tati? Bă, floarea soarelui, vezi? Vezi, bă, Ioane, ce bine e viața la țară, bă, tată, bă. Viața, da, inginer, agronom te faci. Aolo, Ioane, vezi că-ți mănâncă floarea soarelui. Nu-i da, nu are voie. Nu are voie. Nu, 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 nu. Nu că ia ta, mănânci tu semințele și dai ei cotorul. Ia, după ce mănânci tu semințele, îi dai ei cotorul. Ia uite ce, ia uite ce capre cu minți, tot aici le găsim. N-au plecat, n-au venit după noi. Nu le da, mă! Cine a zis că am vrut să mănânc semințe? A, tu nu vrei să mănânci semințe? Lasă, du să vadă acolo. Tu le-ai luat pentru capre? Păi hai să ducem florile lui maică ta, mă. Uite că le dă așa la fiecare. Le rupe și le împarte, vezi? Îl lăsăm pe tataia să stea cu caprele și noi ne ducem să pregătim porumbul.
să-l punem la fierb. Ioane, ai tuciu gata, tată? Trebuie să găsim un tuci să fierbem porumbul. Îl vrei fiert sau copt? A? Fiert? Fiert, da? Bine, haide! Uite acolo îl facem pe pirostri. Cel mai bun porumb pe pirostri. Aici e, făcut. Uite așa. Of, așa. V-am zis că am pus și hamacele. Una dintre cele mai mari probleme pe care o văd la cei care vor să supraviețuiască în natură, să fie ca la țară, să chinuie să aprindă focul, să reinventeze roata. De ce să ne chinuim cu cremene și cu amnar? De ce să ne chinuim ca indienii să frecăm lemn pe lemn când avem tehnologia? Cineva a inventat deja roata în locul nostru. Punem repede niște frunze de astea de porumb mai vechi, da? Care sunt uscate. Mai adunăm niște lemne. Uite, avem deja adunate de aici și cocendă porumb vechi. Le punem frumos aici. Și luăm frumos bricheta, că de-aia s-a chinuit cineva să inventeze o brichetă. Și îi dăm foc. Ia uite, fără cremene, fără amnar, fără alte tehnologii, aprindem focul și nu ne chinuim. Nu stăm noi să reinventăm roata acum, când deja roata a fost inventată. Dă-o încolo, că nu rămâne nimeni în pădure, nu se duce nimeni în pădure fără o brichetă la el, în buzunar, sau fără cribite. Da? Și nu vă jucați cu cribitele, nu vă jucați cu bricheta. Doar dacă aveți un adult în preajmă. Curățăm imediat porumbii, punem tuciu pe foc și gata masa pe seara asta. Ce să mai mâncăm din natură, mâncăm din grădină toată ziua. Ce zici, mă, cocoș? Nu v-am zis că anul trecut a fost un cocoș aici în curte mai rău decât câinele. M-am mușcat de genunchi, n-am mai mers o săptămână. M-a rupt. Miruna, a început ploaia, tati! Am încercat să facem niște țepușe, dar nu mi-au ieșit. M-am grăbit un pic mai mult. Tu ce porumb mănânci? Porumb fiert sau porumb copt? Porumb fiert, a? De ce? A, ai probleme cu dințișorii, mă. Am fost la dentist cu Miruna și i-a scos niște dințișori. Mai trebuie să mergem și mâine și nu poate să mănânce porumb copt. Ea o să se bucure la porumbul fiert. A venit mamaie să ne dea o mână de ajutor cu porumbul, că până îl facem noi, să facem mâine. Așa suntem noi, băieții. Dar am făcut focul, ne-a ajutat și mamaie la foc. Punem porumbul aici. Punem porumbul aici să fierbe. Ion s-a mai dus să ia o floare a soarelui pentru Miruna, că nu i-a plăcut aia, că avea codița prea mică și nu i-a plăcut și s-a dus să mai ia o floare a soarelui. Da, s-a dus să mai ia o floare a soarelui, că nu i-a plăcut. Păi nu i-a plăcut lui Miruna aia, că avea codița prea mică. Și s-a dus să ia alta. Ioane, dar Laurențiu, știi când am pierdut un porumb? Când l-ați pierdut pe porumb, nu, când era aici, ha? Și ceva, era cu Ilie, da? Doamne, nu râde că s-a dus la drum încolo și săracul era disperat că s-auzea mamaie, făcea mamaie, doamne. Da, tu știi ce mamaie, ce să, să pierdea copilul un porumb. Eu? Cocen, îl găsea sus, cineva, îl găsea cineva pe aici până. Nu știa că eu, că nu mă duceam cu el nicăieri, că era mic. E, nu, îl știau oamenii ăștia după la sat. Oamenii ăștia după la sat care știu tot. Eu se ceram cocen din aia pentru vacă, fără porumb, da. Așa. Și l-am lăsat cu Ilinca și aia mică, ce să-i fac copilului, că nu i-am zis nimic, eu mai sperii și pe ea. Și să știe cu cât era mai mare ca păi ea? Cu un an și ceva, deci avea 3 ani dacă... Cu un an mai mare, ce? Nu e diferență între ei. Și ați pierdut copilul. Poate să pierde și acum, acum măcar să pierde în lanul de floarea soarelui. E mai... Are ce mânca, semințe. Păi cum să nu te sperii? Ha, ce faci, mă, tati, mă? Te-ai pus la hamac? Aștepți porumbul? Da.
A? Ți-a plăcut floarea care ți-a adus-o Ion? Da. Da? Ce floare era? Era floare... Sunflower. Floarea soarelui. Sunflower. Cum? Englezoica mea mică. My dad! Oh! My dad is working at the grill. I am working at the umbrella, which the wind is not very happy with. Ce vă duce? Uite așa! Uite așa, tati, între noi. O lăsăm un pic mai jos. Așa. Și așa stăm. Și ne uităm la foc, cum se fac cârnăciorii. Și mai avem și ăia, porumbii ăia care trebuie copți. Da. Trebuie să-i băgăm și pe ăia, dar îi băgăm după ce se fac cârnații, da? Da. A început să plouă, deci varianta cu dormitul în hamac a picat. E gata porumbul. Îl luăm de pe pirostrii de aici. Op, așa. Trebuie să punem o tavă pe foc, ca să nu plouă un foc să mi-l stingă. Pentru că mai avem planuri cu focul, da? Ce, Miruna, ești doritoare de porumb? Aha. Aha. Ești doritoare de porumb, bă? Ia uitați. Un tuci plin de porumb. Tu, Ion, ești cu sarea? Bara aia. Da, să nu se răstoarne. Dă-l în spate, în spate de tot. A, e bine aici, uite așa. În spate, mai în spate de tot. Ce ziceți, ne mănâncă pisica porumbii? Laurențiu, mai în spate. Gata, îl mut eu imediat să scot. Să scot pentru copii doi porumbi și îl mut eu. Da? Cum am făcut noi porumbii aici? Aici. Vai, ce miros. Haideți să-l scoatem așa. E acum proaspăt luat de pe foc. Foarte bun. Oh, cine vrea porumb? Cine vrea porumb? Toată lumea vrea porumb, normal. Stai un pic să se scurgă. 1. Câți copii avem? 3. Și cu mami 4. 2. 4, 2. 3. Nu arde. Vita. Uite, de-aia îmi zicea mamaie să... De-aia zicea mamaie să-l pun în spate, că să răstoarnă porul ăsta, tuciu, peste picioarele lui Ingrid, vezi? Și o opărim pe Ingrid, pe picioare. Păi arde! Zât de aici! Ia uite, vrea și pisica porumb, fiți atenți! A venit și pisica să bage nasul în tuci. 4! Ion a venit cu sarea de acasă. Da, Ioane? Ai venit cu sarea de acasă? Pune-mă pe masă, că sparge ăla. Așa, punem capacul înapoi și avem grijă să o opărim pe Ingrid la picioare, neapărat. Uite, Laurențiu și ție. Gata, l-am dat acolo în spate. Nu că eu mă duc la cârnăciori. Miros eu a cârnaz, mă, și vrea să vină cu mine pisica. Da. Cum e porumbul? Bun. Cum a fost porumbul? Bun. Sigur? Da. Vii și tu cu mine la cârnăciori? Da. Păi ia și niște pâinică ca să mâncăm cârnați. Nu vrei să păpăm cârnați acolo lângă foc? Nu. Acolo. A, la masă. Am înțeles. Am fugit de tine. Nu mai ești sub umbrelă. Ia uitați. Oolo, ce m-am afumat aici. Hai, stai jos. Stai jos pe vine. Stai jos pe vine, că trebuie să vezi că ești cu spatele la... Ești cu spatele... Ține tu umbrela. Așa. Și eu întorc cârnăciorii. Ia uitați. Ce bine sfârâie. Perfect. Și aici avem deja unii. Pa, 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 dar nu-i dăm lui Ilinca.
Nu-i de mâncă. Căprița de Ilinca mi-a cerut repede cârnat și eu am crezut că vrea ea cârnat. Și când colo i-a dat la pisică un cârnăcior, dar nici pisica nu-i mănâncă. Că e prea... E prea fierbinte. Dar cârnații... Eu las porumbul pentru cârnați deocamdată. Câți porumbi ai mâncat? Unu. Câți porumbi ai mâncat? Unu. Eu pot să mănânc cârnați, că nu sunt pisică și nu mă ard. Ion, câți porumbi și-a luat? Zero. N-a mâncat niciunul? Că l-am scos 5 porumbi. Deci cineva a luat un porumb. Nu, e acolo. Încă nu. A, aici. A, a mâncat mamaie un porumb. Deci eu n-am mâncat porumb, nici cârnați, nici porumb. Ioan, hai la cârnăcior, tati, și la porumb!